Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 iunie 2022. Gândește-te mai puțin la tine. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov 4, versetul 10. Se spune pe bună dreptate că smerenia nu te înjosește, ci te face să te gândești mai puțin la tine. Asta nu înseamnă că trebuie să fii preșul tuturor sau să pari lipsit de coloană vertebrală, lipsit de convingeri și de păreri. Adevărata smerenie înseamnă să-L recunoști pe Dumnezeu drept sursa tuturor lucrurilor pe care le ai și de care ai nevoie și să nu uiți să-I mulțumești Lui pentru toate acestea. De ce? Pentru că, citim în Geneza 2, versetul 7, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Intenția lui Dumnezeu pentru oameni a fost ca ei să locuiască în paradis și să se bucure de prezența sa în fiecare zi. Însă noi nu l-am ascultat și am hotărât să trăim după propriile noastre legi și nu după legile sale. Urmare, Dumnezeu ne-a anunțat, țărână ești și în țărână te vei întoarce, cum citim în Geneza 3, versetul 19. Să o recunoaștem, în zilele noastre cele mai bune, suntem doar țărână, cât poate fi ea de respectabilă. De fapt, cineva a estimat că materia din care este compus un om valorează undeva în jur de 20 de lei. Așadar, când murim și trupul nostru se întoarce în pământ, asta este valoarea noastră fizică. Destul de jenant, nu? Nu uita, când îți conduci mașina de lux, adu-ți aminte că o persoană ce valorează sub 20 de lei o conduce. O persoană care valorează sub 20 de lei trăiește în lux. O persoană care valorează mai puțin de 20 de lei poartă haine de firmă. O persoană care valorează mai puțin de 20 de lei deține în conturi mult mai mulți bani decât valorează ea de fapt. Apostolul Pavel definește smerenia prin aceste cuvinte din Romani 12, versetul 3. Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Vrei să știi ce te face valoros? Coloseni 1, versetul 27. Hristos în voi, nădejdea slavei.